Bună seara, stimați telespectatori! Bine le-am regăsit la postul de televiziune 6TV, televiziunea care vă iubește, televiziunea sufletului dumneavoastră. Suntem la emisiunea Teoria Conspirației, acea emisiune care vă relevă lucrurile ciudate, bizare, strane și insolite, și în cadrul acestei emisiuni avem o temă care a fost sugerată de foarte mulți telespectatori. Vom aborda mai multe subiecte, încercăm chiar, nu vreau să mă repet, dar o abordare nouă, și veți vedea că veți afla lucruri la care nici nu ați visat. Am un invitat deosebit, este un prieten al postului nostru de televiziune, al emisiunii noastre, un fan al teoriei conspirației, este vorba de Iuri Floroiu. Bine ai venit, Iuri! Bună seara, mă bucur să ne reîntâlnim la un loc, într-un loc unde se pot spune lucrurilor pe nume, fără cenzură decât cea a bunului simț. Sigur că da. Emisiunea de astăzi are un titlu care ascunde foarte, foarte multe secrete, multe dintre ele conspiraționiste, și anume Breviar Tehnico-Științific. Veți vedea că vom aborda lucruri din domenii diferite și, mai mult decât atât, vom privi aceste lucruri, întâmplări, din niște unghiuri de unde mai puțini au încercat să le vadă. Vom ține cont că suntem la o emisiune care ține de cultura teoriei conspirației și vom prezenta lucruri care efectiv vin din această zonă. Pentru început, în prima parte a emisiunii, aș vrea să vă spun o mică povestioară. Pe vremea când eram mic, am fost și eu mic odată, ca vârstă, îmi ascultam bunicii care povesteau diverse lucruri din viața lor. Aproape de fiecare dată, povestea începea cam așa. Era înainte de război. Sau era înainte de primul război mondial, sau războiul cel mare, cum îi spuneau. Războiul cel mare era primul și dacă spunea numai înainte de război, era poate spune al doilea război mondial. Ascultam povestea și de fiecare dată aflam lucruri interesante, pentru că special eu l-am lăsat să-l ascult, ca vrând nevrând să aflu lucruri pe care probabil n-aș fi avut de unde să le aflu până atunci. Timpul a trecut, iată, suntem în 2017, într-o zi de miercuri, și zilele trecute eram și eu cu niște, să le spunem, prieteni mai tineri decât mine, și am început ceva de felul următor, vrând să povestesc. Știți, măi băieți, era înainte de Revoluție. Și atunci unul dintre ei mi-a zis, parcă ești bunicul. Bunicul la fel povestește. Zice, era înainte de război. Și atunci mi-am reamintit și eu de poveștile bunicilor, dar nu în mod întâmplător. Deci pe vremea când auzeam acele povești de la bunici, încă nu ajunsesem la școală și ceea ce se numea atunci stalinizarea României era în plină desfășurare. Orice ziar care apărea, orice carte, trebuia să ne arate mărețile realizări care erau făcute în Uniunea Sovietică, care inventa absolut totul. S-a inventat aproape absolut totul. De la bec pe care îl pune Clisele, lampa lui Ilici, deși el este inventat de Edison, și au pus mult mai mulți umuri acolo ca să fie inventat, totul era inventat la ei. Radioul de Popov, deși era făcut de Marconi, și nu mai spunem, toate erau făcute și inventate în măreața Uniune Sovietică. Mai mult decât atât, la ei erau merele cele mai mari, pepenii cei mai dulci, porumbul cu ștuletele cele mai multe boabe, spicul de grâu era cel mai stufos, tot acolo era numai lapte și miere. Lucru care, bineînțeles, că nu erau așa. Apropo de spicul de grâu, bunicul meu împreună cu alții vecini cu care lucra și se întovărășiseră la vremea respectivă, au încărcat niște vagoane cu grâu, care au fost remorcate la o locomotivă și au plecat undeva. Nu se știa unde plecau aceste vagoane cu grâu. După vreo două săptămâni au venit niște vagoane cu grâu și li s-a spus că este grâu din Uniunea Sovietică, care este extraordinar de roditor și face niște spice foarte, foarte mari.
Bine, nu puteai să contrazici atunci. Vă dați seama ce însemna să contrazici. Dar în mod cu totul întâmplător, unul din vecinii bunicului își uitea să haina într-un vagon. Și vagonul ăla cu grâu de foarte mare calitate, care venea de la nu știu ce institut, se spunea, care avea și acte în limba rusă, că vine de la acel institut, era de fapt acel grâu care făcuse o plimbare până la Ungheni și înapoi. Nu v-aș fi spus această poveste dacă zilele trecute nu aș fi văzut că, dacă până atunci, în această poveste, soarele venea numai de la răsărit și numai ce venea de acolo era bun, acum iată că s-au schimbat lucrurile și toate lucrurile frumoase vin numai de la apus. Pentru că, nu? De acolo este Occidentul, acolo e democrația fundamentală și acolo totul este numai lapte și miel. Pentru că suntem în domeniul științific al teoriei conspirației, nu intrăm în zona politicului. De la ce a pornit subiectul? Pentru că patru dintre telespectatori mi-au trimis aici o adevărată epistolă. Este vorba despre un film despre Werner von Braun, care timp de 20 de ani a fost director al NASA. Toată lumea știe cine este NASA, Agenția Spațială Americană. Și o să vorbim puțin, apropo de teoria conspirației, despre Werner von Braun și această agenție spațială. În primul rând, vreau să vă spun că Agenția Spațială Americană este o agenție 70-75% privată. Se spune că aproximativ 20-25% contributorii sunt Pentagonul și agențiile, serviciile speciale, agențiile speciale ale Statelor Unite. Deci acolo contributorii sunt marile trusturi transnaționale americane. Tocmai de aceea, din când în când, la fel cum am prezentat și un telespectator de-al nostru în epistolă, auzim că mâine, peste o săptămână, peste două săptămâni, peste trei, vine un meteorit și ne lovește. Vine cometa care cu coada va zgâlți Pământul. Nu știu cine mai vine din cosmos. Faceți-vă provizii, pentru că se întâmplă un mare dezastru. Nimic mai neadevărat. Pentru că această organizație NASA are câteva sute de alte mici organizații care efectiv parazitează sau căpușează, la noi termenul este cunoscut, această organizație și fiecare are interesul ei. Astfel, când anumite produse nu se mai vând, se anunță câte o astfel de viitoare catastrofă care vine și americanul de rând, care din păcate trebuie să spunem că are și el stresul lui, viața lui destul de grea, vorbind de americanul de rând, cetățeanul de rând, crede astfel de lucruri și dă buluc la supermarketuri, cumpără mâncare care îi trebuie, nu-i trebuie, își cumpără lopeți ca să, dacă vine zăpadă de 7 metri, își ia mască de gaze, că dacă scade radiația sau crește radiația cosmică, își ia o mașină 4x4, că poate fuge în Alaska dacă vine căldura din sud, sau fuge în sud dacă vine înghețul din Alaska. Și multe, și multe arme și muniții ca să facă... Da, nu mai spunem autoapărarea, construirea de buncăre, arme, muniții, tot ce se poate să magazinăm. Dar de ce am ajuns la această discuție? Am ajuns la această discuție pentru că această scrisoare a telespectatorilor noștri m-a făcut să văd acest film. Am stat, l-am văzut, l-am revăzut a doua oară și le dau dreptate. Cine este Werner von Braun? Werner von Braun este elevul unui specialist de înaltă clasă, de talie mondială, român de origine germană din România, Hermann Oberth. A fost acest Werner von Braun cel care a condus construcția programului de rachete V1, V2 nazist, acele Werkzeugwaffe, adică arme de revanșă. Bun. Bun, și ce avem cu el totuși? Păi iată ce avem cu el. Că văzând acest film, ni se prezintă că acest om de fapt nu era un geniu. Era un supraom, care este primul om din lume care a reușit să calculeze acea traiectorie pe care s-a satelizat toate navele din programul Apollo și care au contribuit, iată, la selenizare. Păi, dar n-a fost un român, de fapt, care a făcut aceste calcule? Deci nici nu trebuie să spun. Când cel care a calculat toate aceste orbite, începând de la orbita primului Sputnik, care a fost lansat, mai e puțin să împlinesc 60 de ani, în octombrie 1957, au fost calculate de George Botezatu, un matematician de geniu, într-adevăr, de la Iași.
Turci înseamnă orbite, pentru viteza întâi cosmică, care înseamnă satelizarea în jurul Pământului. Viteza a doua cosmică, ieșirea de pe orbită circumterestră și, iată, de exemplu, deplasarea spre Lună. Viteza a treia cosmică, care implică ieșirea din sistemul solar. Toate aceste lucruri extraordinar de importante și de o valoare inestimabilă pentru România, nu au nicio legătură cu, între ghilimele, geniul lui Wernher von Braun. În al doilea rând, s-a spus de visul acestui american, care nu avem nimic cu visul omului, de a coloniza celelalte planete, de a ieși din sistemul solar, de a lua legătura cu alte civilizații. Nimic mai exact. Toate aceste lucruri sunt luate din cartea lui Wernher von Braun, din cartea lui Hermann Oberth. Deci Wernher von Braun a trecut în cartea sa din cartea lui Hermann Oberth, profesorul său, care, rețineți, l-a pregătit până prin anii 70, când Hermann Oberth va muri în Germania. Mai departe, s-a spus în programul acesta spațial că reprezintă o chintesență a gândirii celor de la NASA. În primul rând, cei de la NASA, tot programul spațial american a fost luat de la Germania nazistă. Deci la înfrângerea Germaniei naziste, unitățile speciale ale OSS-ului, adică Serviciul de Operațiuni Speciale al Statelor Unite, bunica, dacă vreți, sau mama CIA-ului, au avut ordin să recruteze toți specialiștii germani în domeniul nuclear, în domeniul fizicii cuantice, al construcției de rachete, al avioanelor cu reacție, al radarelor și al tehnologiei electronice, al construcției de submarine, de nave. Păi până numai, la... Mă scuzați, n-a fost ca un fel de recrutare. Au cam luat pe sus, că le-au zis ori veniți la noi și lucrați, că era concurență cu rușii, proiectul Paperclip și rușii se băteau și ei să pună mâna pe ei. Exact. Ori ajungeți la tribunal la Nuremberg și sunteți acuzați de crime de război. Această operațiune numită operația Paperclip sau Agrafa s-a desfășurat fiind trimiși peste ocean câteva mii de specialiști germani, de fapt toată floarea specialiștilor germani din acea perioadă. Și pentru că am ajuns la rachete, trebuie înțeles că tot ceea ce s-a realizat în domeniul rachetelor până la venirea americanilor și trecerea programului în Statele Unite, când, rețineți, rachete V2 au fost luate 100 de bucăți intacte și alte peste 200 pe bucăți, deci numai acest tip, nu mai spunem V2 și alte încă 30 tipuri de rachete, avioanele cu reacție Messerschmitt. Aveau la bază cercetările a trei savanți români. Henri Coandă, cel care realizease primul motor cu reacție, Gogo Constantinescu, George Gogo Constantinescu, cel care realizase, descoperise, inventase, realizase ceea ce se numește sonicitatea și principiile sonicității. Este cel care va face pentru aviația anglo-americană acele mitraliere și tunuri care treceau prin pasul elicei. Deci, funcție de viteza de rotație a elicei, mitraliera sau tunul putea să tragă prin, fără ca să distrugă elicea. Deci, vă dați seama ce tehnologie la nivelul anilor 1939-40-41 puteau crea românii. Tot ce înseamnă ajutaje, camere de ardere și ceea ce ține de partea de motor, unde se produce propriu zis arderea, realizate de un alt specialist român, Nicolae Văileanu. Uitat, șters acum de peste tot, pentru că dacă n-ar fi fost el, nici rușii, nici americanii nu ar fi ajuns în cosmos. Și nimeni nu aduce aminte despre el. Înainte de 1989 au fost câteva scrieri despre acesta, s-a încercat reabilitarea lui. Vreau să spun, cu mare greutate am putut să intru în posesia unor date despre acest savant român și vom încerca într-o emisiune viitoare să-i facem un fel de reabilitare, să spunem cine a fost într-adevăr acest om, care a trăit până prin anii 80, a murit în mor ciudat, iar după ce a murit a dispărut, nu se știe unde este îngropat, casa lui a fost rasele pe fața pământului, nu există niciun fel de dovadă a faptului că el, materială, că el a existat, decât ceea ce este în cărți. Reamintesc că el a lucrat pentru constructorii de rachete germani, a lucrat pentru Uniunea Sovietică și în anii 70-80 pentru
Statele Unite. Tot în acea perioadă, dacă veți citi, de exemplu, sunt două cărți extraordinare despre viața lui Henri Coandă. Suntem la teoria conspirației. Altfel lumea văzută decât o știți din cărți. Veți vedea că în viața lui Henri Coandă există o perioadă albă între 1939 și 1947. Unii spun 49, eu am verificat, e cam 47. Foarte puțini știu că în august 1944, când a fost eliberat Parisul, de la un laborator special de lângă Paris, Henri Coandă a fost arestat de către trupele speciale americane ale OSS-ului, judecat ca trădător de război, spion, condamnat la executare prin împușcare, sentință care trebuia executată în 72 de ore. În acest interval de 72 de ore, Henri Coandă a fost extras de către forțele americane și a lucrat în niște laboratoare secrete, deocamdată se știe, pe teritoriul Franței, cu date precise, și pe teritoriul Angliei, se spune că a fost și în Statele Unite. Eu am găsit și urme în Statele Unite. Acum depinde să vedem dacă se vor confirma. Unde? La ce a lucrat? La vestitele aerodine lenticulare, epoleții zburători și alte astfel de lucrări. În 74, dacă nu mă înșel, da, există date că americanii ar fi trebuit, de fapt, să folosească, să pună în circulație, în zbor, una dintre aerodinele lenticulare proiectate, realizate de Coandă. Coandă care, dincolo de geniul, trebuie să spunem, iubea foarte mult oamenii. Chiar a spus la un moment dat că invențiile sale sunt destinate salvării vieții, de fapt. S-a și spus ceva de genul, eu nu vreau ca un om să poată să moară din cauza defectării unei piese tehnice dintr-un motor. Și atunci de asta a făcut acel sistem unic de propulsie până în efectul Coandă, care înseamnă trecerea de fluid printre doi pereți. Ceea ce trebuiau, de fapt, americanii să lanseze în 74, este chiar și o schemă de atunci, era un sistem nou, un fel de carlingă fusiformă, care semăna, bun, de la distanță cum erau dirijabilele, propulsia era asigurată de patru aerodine lenticulare. Există o machetă, pentru cine vrea să o vadă, dacă mai este expusă, la Muzeul Tehnicii Gheorghe Leonida. Și merită văzută această realizare a lui Coandă. Da, inclusiv schemele originale, sigur, destinate de marele nostru inventator. Ce vreau să scot în evidență? Faptul că întotdeauna cei mai puternici scriu istoria. Sau încearcă să o rescrie. O rescriu fiecare în felul lor. Cred că dacă de mâine Japonia ar deveni prima țară din lume, ei vor începe să-și aducă aminte că au inventat totul. În vremea mandatului lui Barack Obama, în partea a doua a mandatului, Barack Obama a făcut niște lucruri pe care nu le-a înțeles nimeni. Și am să vă spun trei dintre ele. Primul, a concediat 60% din astronauții americani. Deci rețineți, i-a concediat. Nu i-a trimis în universități sau în altă parte. I-a dat efectiv afară. A doua parte. A oprit programul Constellation. Ce era acest program? Ulterior s-au schimbat numele, sunt mai multe nume de cod. Era vorba de programul prin care se înlocuia naveta spațială americană cu un alt vehicul. Noi știm că naveta spațială americană a avut un modul, să-i spunem, sau o navetă de probă care se numea Enterprise, care a fost folosită în perioada testelor. Prima navetă a fost Columbia, care știm cu toții că a explodat. A doua navetă a fost Challenger, care a explodat și ea. A treia a fost Atlantis, care s-a aflat în funcțiune până acum 2 ani. A patra navetă, Discovery, și ea a fost în funcțiune până a fost retrasă, și cea de-a cincea navetă, care era secretă, folosită numai de către forțele aeriene ale SUA, despre USAF, se spune că ar mai fi folosită numai la niște teste. Eu care am fost la baza SanDisk, această bază se află în Nevada, unde se fac experimente cu toate prototipurile de navete americane,
Am fost în ultimul an al președintelui, la vremea respectivă, Bush, care era la conducerea SUA, și am aflat că pregătise dezvoltarea acestei navete, mai mult decât atât, în așa fel încât Statele Unite să devină independentă de programul spațial rusesc. Dar după scurtă pauză vă vom spune o poveste și mai interesantă despre ceea ce se întâmplă în prezent cu aceste programe spațiale. Publicitate. Din nou împreună, la televiziunea 6 TV, emisiunea Teoria Conspirației. Iată, încercăm să găsim niște noduri în papură programului spațial american, pentru că lucrurile se pare că nu sunt atât de clare cum ne sunt prezentate. Ar trebui să ne reamintim faptul că în ultima campanie electorală în care s-a confruntat Donald Trump și cu Hillary Clinton, doamna Clinton a anunțat pe toate canalele de știri că dacă va deveni președinte al Statelor Unite, va desecretiza rapoartele referitoare la contactele cu extraterestrii, iar dacă nu va deveni, va milita pentru desecretizarea lor. Iată, n-a ajuns președinte, președinte este Donald Trump, iar doamna Clinton acum tace ca un melc. Inclusiv vestitul consilier Joe Podesta, care militează de ani de zile pentru punerea în valoare acestor informații. E normal să ne intereseze așa ceva, mai ales că sunt din ce în ce mai mulți foști cosmonauți care acum retrași din activitate și pe ultima perioadă a vieții încep să-și povestească amintirile din spațiu sau de pe Pământ. Este păcat, ar trebui să facă toată lumea, așa cum și noi discutăm aici ce se întâmplă pe la noi, că și pe la noi se întâmplă, ar trebui să facă și cei care, bun, au și interese mai puțin ascunse unii, dar trebuie să spunem că adevărul nu este dincolo de noi ca în acel vestit serial despre OZN-uri, ci adevărul este lângă noi și trebuie decât să deschidem ochii și mintea și îl putem vedea. Acum e tăcere. Da, pentru că vorbeam de acest specialist american care, vă spun foarte sincer, nu-i contest cu nimic capacitatea, este proiectantul cele mai mari rachete din lume, racheta Saturn 5 de 3000 de tone. Bine, rușii au făcut una și una și mai tare, dar n-au mai apucat să o mai lanseze. Dar nimeni nu spune că prototipul rachetei sau, cum să-i spunem, purtătorului navetei spațiale, fusese de fapt furat de la sovietici încă din anii 60, care la rândul lor o furaseră de la francezi. Deci aici se lucrează ca între marile puteri. Spionajul îi spune de fiecare dată cuvântul. Însă, referitor și la Werner von Braun, la încheierea programului Apollo, un mor ciudat, foarte ciudat, deși fusese un succes, da? De 6 misiuni fuseseră pe lună, 12 oameni pășiseră pe astru nopții, se aduseseră câteva sute de kilograme de roci de acolo, se duseseră laboratoare spațiale care au fost montate, unele mai funcționează și acum, s-au plimbat cu roverul, acel vehicul lunar, s-au creat stații de retranslație pentru Pământ, în mod ciudat programul s-a oprit. De ce s-o fi oprit? Când, de exemplu, acest telefon al meu, tehnologia lui este mai superioară decât orice altceva s-a aflat în timpul programului Apollo. Deci un calculator de la NASA de atunci ar încăpea numai în a 10-a parte din acest telefon și nu ar putea face atât de repede operațiunile ca acest telefon. Mai departe, iese la pensie și pur și simplu dispare angajându-se la o funcție privată. Mai departe,
după 5 ani e mort, cu totul ciudat, la numai 65 de ani, decedează și dispare cu totul din istorie. Atunci au apărut curentele teoriei conspirației care spun că, de fapt, în perioada de 5 ani, programul Apollo a fost continuat sub un alt nume, deci s-a continuat colonizarea astrului nopții, a Selenei, a satelitului nostru artificial, posibil sau nu, sau natural, Luna. Ar exista acolo laboratoare și baze terestre încă de acum 30-40 de ani și, de fapt, acești pământeni care s-ar afla de acolo ar face curent naveta Pământ-Marte. Ce mă face să cred acest lucru? Simplu. Gândiți-vă că primele 4 echipaje care vor fi trimise spre Marte sunt 4 echipaje mixte care nu se vor mai întoarce pe Pământ niciodată. Deci aceste echipaje vor pune bazele unei colonii umane și vor trăi acolo atâta timp cât vor trăi. Nu mai există posibilitatea să se întoarcă. Sunt niște zboruri numai cu viteză, cu direcția dus, nu mai ești cu direcția întorsă. A, peste 40 de ani sau 50 de ani, dacă vor mai trăi și vor exista posibilități, poate se vor întoarce. Dar nu cred că se vor mai putea adapta la ce înseamnă viața terestră. În urmă cu aproximativ 10 ani, la un post de televiziune local, care mă invita în mod frecvent în afara Bucureștiului, am prezentat un material de la armata chineză, unde se făcuse selecții tot pentru zborul spre Marte și aveau numai puțin de 80.000 de voluntari. Gata numai pentru o misiune dus. Deci ia gândiți-vă că toți acești oameni ar fi transportați în spațiu pentru că ei vor numai să se ducă, să meargă acolo. Deci, vedeți, rațiunea de a fi, de a exista a pământeanului e undeva dincolo de mersul nostru până la piață, circula cu metrou, dus până în Cismigiu, s-a făcut o plimbare la Poiana Brașov. Sunt totuși niște probleme cu această misiune spre Marte. E adevărat, sună foarte bine, 80.000 de chinezi pot să pună bazele unei colonii, se pot mulți dacă sunt selecționați și din punct de vedere al geneticii, oameni perfecți. Problema este că, deocamdată, cel puțin așa știm noi, încă nu există rachetă capabilă să transporte asemenea greutăți. Saturn, asta care racheta creată de Werner von Braun. Dar abia ducea 3 oameni. Dar abia ducea 3 oameni, iar racheta avea 3.000 de tone, dintre care 3 sferturi însemna combustibil. Ori ca să transporți niște zeci de tone, cel puțin la nivelul declarat și subliniez declarat al tehnologiei pe care o stăpânesc oamenii acum, ar însemna un consum imens de combustibil. Există, într-adevăr, planuri pentru realizarea unor motoare chiar după model coandă, deci folosirea plasmei ca fluid pentru deplasare sau așa numitele motoare orb. Motoarele ionice. Ceea ce interesează, că suntem la teoria conspirației, bun, nu mai stăm să ne gândim a ajuns sau nu a ajuns omul pe lună, pentru că întrebările sunt foarte multe, există niște răspunsuri, începând de la de ce nu se văd stelele până de ce a fluturat acel steguleț care l-a pus Armstrong acolo. Există răspunsuri totuși, pentru cine, de exemplu, de ce nu se văd stelele, cine cunoaște puțină fotografie, își dă seama că într-un mediu luminat, unde este sol luminat, n-au cum să iasă, și la aparatele de atunci n-aveau cum să iasă stelele. Ideea este că, de fapt, trecând peste toate aceste probleme, urmele acelor expediții, să le spunem, au fost găsite inclusiv de acele misiuni lunare care au fost trimise fără echipaj uman. Știm că a fost misiunea lunară japoneză Selen, care a găsit, de exemplu, în urmele Apollo 15, un, mi-am și notat, se cheamă, care a selenizat în regiunea Marea Imbrium, cu David Scott și cu James Irwin.
aceste urme ale aselenizării au fost descoperite de acest modul trimis de japonezi. A mai fost și unul european care la fel a ajuns în zona primei aselenizări unde a ajuns Armstrong. S-a defectat, dar se spune că au putut să ia, să obțină niște fotografii înainte de defecțiunea modulului, numai că, spre deosebire de japonezi, europenii n-au vrut să le pună la dispoziție. Depinde ce au mai prins în cadru. Iar e foarte interesant, apropo, în această teorie, un interviu care l-a dat Neil Armstrong, care de regulă refuza să discute cu presa, dar pe la 82 de ani a dat unei reviste din Australia, Certified Practicing Accountants, un interviu în care a spus lucrurilor pe nume. Chiar așa a fost întrebat dacă dă credibilitatea adepților teoriei conspirației care spun că el de fapt n-a ajuns niciodată pe lună. A fost și un film, dacă să ne aducem, în Hangar 18, dacă... Hangar 18, operațiunea cam... Așa. Neil Armstrong a spus, domnule, gândiți-vă că la acest program care pe noi ne-a dus pe lună, au fost totuși angrenați în acest program niște sute de oameni. Dacă noi ne ajungeam acolo, niciunul dintre sutele de oameni n-ar fi scăpat atâtea zeci de ani, niciun cuvânt că a fost tot o mare mascaradă. Direct în program au fost 800 de oameni implicați, pe lângă ceilalți zeci de mii de constructori și ce au fost. N-ar fi spus niciunul dintre cei 800 nimic despre această misiune, dacă ar fi fost o făcătură. Și spuneau, Armstrong a și spus, oamenilor le plac teoriile conspirației, dar sper că cineva se va întoarce exact pe locul unde noi am aselenizat și va recupera camera video pe care eu am lăsat-o acolo, ca dovada trecerii mele. Deci a uitat o cameră video. Să sperăm în viitor că cineva va... E foarte interesant. E o informație care mi-a plăcut și m-am bucurat că în sfârșit Neil Armstrong, față de ca și alții, a început să vorbească. Dar sunt niște probleme. Programul Apollo a avut 20, sau trebuia să aibă 20 de misiuni. Misiunea 1 la 10, deci Apollo 1 la Apollo 10, au fost misiuni de încercare. Într-unul din zborurile Apollo, știți că au murit cei trei cosmonauți arși de vii, pentru care și cel mai bun pilot de supersonic al tuturor timpurilor, Bob White, cel care a zburat la bordul lui F-15 și X-15, de fapt, F se scrie cu slash 15, la cea mai mare înălțime, cu cea mai mare viteză atinsă vreodată, 6500 km la oră. Misiunile de la Apollo 11 la Apollo 17 au fost misiuni spre lună. Deci 6 au aterizat, Apollo 13 e vestita poveste cu acea adevărată epopee cu întoarcerea înapoi. Apollo 18 a fost o misiune comună sovieto-americană în jurul Pământului, care a pus, de fapt, baza colaborării între americani și ruși. Iar, din punct de vedere teoretic, Apollo 19 și 20 nu au mai avut loc. Sunt la teoria conspirației. Prima întrebare care se pune este următoare. De ce au dispărut toate rocile alusele pe lună? Vă veți duce în Statele Unite și veți constata că nu mai au nicio bucățică, niciun gram din... Au dispărut. Toate înregistrările filmate originale privitoare la operațiunea Apollo au dispărut. Deci nici acestea nu există. Din cei 12 piloți, comandanți de misiuni și participanți la misiune, deci care au pus efectiv piciorul pe lună, nimeni nu mai vorbește despre această misiune. După cum știți, acum 2 ani de zile a murit și Neil Armstrong. Cărțile scrise de ei par scrise la Indigo, deci parcă ar fi scrise de aceeași mână. În același timp, iată, timp de 45 de ani, nimeni nu a mai fost interesat de lună. Și deodată, la începutul anului 2017,
Chinezii anunță că până în 2022 vor ajunge pe lună. Americanii anunță că până în 2024 vor avea un laborator permanent pe lună. Iar după cum știți, luna trecută, nimeni altul decât președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a anunțat că cel târziu, până în 2025, Rusia va avea un laborator permanent pe lună. De ce aglomerația asta? Dintr-o dată. Care, în opinia ta, pentru că iată, ai citit atât de mult, ești la curent cu toate lucrurile astea, de ce înghesuiala asta dintr-o dată așa? Ce se întâmplă? Ce au găsit acolo? Sau li s-a dat drumul? Le-a dat drumul la barieră? Eu cred că, de fapt, astea sunt... fac parte dintr-un război al declarațiilor. Pentru că dacă nu se iese, cum să zic, în termeni mai direcți, la un acord de pace cu adevărații stăpâni ai lunii, nu cred că mai avem acces pe acolo. Se spune, de fapt, că motivul pentru care nu s-a mai ajuns pe lună nu e cel care a fost expus de președintele Nixon, că în perioada mandatului său au încetat misiunile. Adică nerentabilitatea zborului. Da, acum. Și că dirija foarte mulți bani spre războiul din Vietnam, care toca resursele economice ale și viețile soldaților. Dar cum oreat, în Statele Unite puteau să ducă un război în Vietnam, care era extrem de costisitor, și s-a dus și spre lună. Cum putea? Da. Și apoi n-a mai avut niciun război. Tocmai că aici este ciudățenia, că dintr-o dată cele peste 20.000 de firme care au lucrat permanent la programul spațial american, chipurile trebuiau să-și înceteze activitatea. Bun, era o lovitură de fapt economică. Problema este, de fapt, mai serioasă și cred că ține de ce a făcut Eugen Eugene Cernan și cu echipa lui pe lună. Fiindcă, printre alte prospecțiuni, a încercat să facă una și a făcut-o, un fel de prospecțiune seismică. A plasat niște exploziv, l-a detonat. Chestia asta se pare că n-a picat bine celor care mai sunt. Pentru alții, da. Adică te primesc, erau pe acolo. Te primesc pe acasă și mă spargi ușa. Da. Că după s-a terminat totul. Bun, se pare că s-a confirmat faptul că Luna este un obiect artificial, că este goală, a avut o rezonanță foarte îndelungată după acest experiment. S-a demonstrat că rocile aduse de pe lună în acea perioadă, care acum de fapt nu se mai găsesc, au vechimi diferite. Și nu e vorba de un milion, două de ani, e vorba de miliarde de ani. Asta înseamnă că probabil cei care sunt la teoria conspirației au proiectat și au adus luna în sistemul nostru, au îmbrăcat-o cu ce au găsit și ei la îndemână, ca material. Că până la urmă, un strat de roci bine compactate e cel mai bun scut de apărare și împotriva radiațiilor și eventualelor coliziuni cu meteoriți, asteroizi sau, și protejează structura și tehnologia internă. Atunci, într-adevăr, ne gândim iarăși la ceea ce se spune că a zis Armstrong și de fapt s-a șters și a auzit decât radioamatorii, ceva de genul sunt atât de mulți, roiesc ca într-un stup, cine naiba aterizat de pe partea cealaltă a craterului. Da? Vorbeam într-o emisiune trecută. Foarte mulți se întreabă de ce sau pentru ce chinezii au lansat la sfârșitul anului trecut cu o rachetă 100 de sateliți. Odată. Nimeni nu spune de ce. 2. Motivul pentru care s-au supărat chinezii și împreună cu japonezii și pleacă după stația spațială. Știți că chinezii au anunțat deja că au trimis primele două module și îți fac propria lor stație spațială. Deci, în urmă cu 2 ani și jumătate, un chinez și un japonez au fost duși pe orbită de către o navă Soyuz de la cosmodromul de la Baikonur și când au ajuns acolo era un echipaj mix unde era și o americană. Și când a venit chinezul pe românește, a pupat-o pe asta, pe americană. Și i-a făcut lui ăsta cele că a zis că o agresează sexual. Și pe chinez și pe japonez i-au dus în două module unde ăștia nu mai
pe toată durata misiunii, n-au mai ieșit de acolo. Și atunci s-au supărat și chinezii au zis foarte bine, noi cu Japonia facem noi propria stație spațială, unde nu mai aducem noi chinezoace, vreau nu mai agresăm niciun. Dar era o chestie pur ca mare de asta, că era vă de jos și asta era sus, adică da. Nu știu care... A fost un scandal foarte tare pe chestia asta cu... Ești, la Lună. Și uite, așa chinezii își fac ei propria stație spațială. Păi au un interes foarte, foarte serios. Numai o clipă. Și mai este o problemă. Deci dacă veți citi, pentru că la noi nu se traduce, iar cei care citesc nu prea mai au cui să spună. În presa din Federația Rusă în ultimii 2-3 ani, când s-a mai zburat în cosmos cu navetele spațiale, deși ei cărau pe americani acolo, ei fiind la ora asta singura națiune care poate să scoată oameni pe orbită și să-i ducă la nava spațială, pentru că chinezii se duc pe orbită, dar se duc pe orbită mai joasă decât ei. Deci racheta lor purtătoare este mai puțin puternică decât cea rusească. În acest context în care exista acest joc, rușii i-au suspectat foarte tare pe americani ce făcea ei cu naveta, a cincea navă, navetă funcțională despre care vorbeam, Endeavour, care niciodată nu au recunoscut. Se spunea că pleacă misiune militară. Misiune militară de recunoaștere, misiune militară, misiune secretă, niciuna din misiunile acestei navete nu a fost descoperită până la cap ceea ce a făcut, lucru care i-a supărat foarte tare pe chinezi și pe ruși, care vrând nevrând americani sunt următoarele două puteri spațiale. Acum, dacă o luăm cronologic, că nu vreau eu să fie așa, sau chiar dacă vreau, degeaba vreau. Primii care au fost în cosmos au fost rușii, au fost americani. Cum au venit chinezii, pe urmă cine, Agenția Spațială Europeană, indienii, ăștia, japonezii, așa mai departe. Și eu mi-amintesc o chestie foarte tare, când chinezii au lansat primul lor om în cosmos, cei de la Houston au dat niște interviuri și au spus, zice, cu niște navete purtătoare, niște rachete foarte vechi rusești, care, zice, erau făcute ca dezvoltarea unor rachete naziste. Păi, mă, fraților, voi de unde le aveți? Că asta ajungem la început, despre ce vorbim aici. Adică vorbim cu subiect și predicat. Avem proprietatea cuvintelor. Păi dacă tu ai furat și tu de acolo, că nu le-ai luat, le-ai luat cu japca și ai ieșit pe orbită, măcar nu mai te lua ceilalți care încearcă și ei să ajungă în cosmos. Că pentru umanitate e important că oamenii, în general, homo sapiens sapiens, această civilizație teriană ajunge în cosmos. Suntem în 2017, dar eu sunt absolut convins că viitorul românilor, numai al nostru, peste 5-700 de ani o să fie aici, poate o pleca undeva, al europenilor, al americanilor, al chinezilor, de civilizație, nu toți, nu? Deci există această civilizație teriană care probabil va pleca pe altă planetă. Sunt aceste valuri civilizaționale care urmașilor noștri probabil că se vor gândi la pământ cum se gândește la Vasile când pleacă din satul lui natal și vine la Iași sau la București, într-un oraș foarte mare. E posibil ca și noi, de fapt, să fim produsul unui val civilizator. Sigur. Din altă adică parte. Aceste valuri civilizatoare, ele, că vrem noi, că nu vrem, se vorbește din ce în ce mai mult de așa zisele civilizații recurente. Adică se pare, este și acea, suntem la teoria conspirației, acea teorie conspiraționistă, care se numește Alternativa 3, care spune că încă din vremea Germaniei naziste s-a plecat de pe Terra, de fapt atunci ar fi plecat prima dată, s-ar fi colonizat Luna și Marte și deja noi ne-am plimbat prin sistemul ăsta solar, deocamdată, cum să spun, gândindu-ne cum să plecăm din sistemul solar mai departe. Dar despre toate acestea și lucrurile care urmează, vom discuta după o scurtă pauză publicitară și vom discuta împreună cu invitatul meu și despre un fenomen pe care l-au văzut toți și pe care specialiștii în fenomen îl reneagă. Și cum s-a întâmplat și în urmă cu foarte mulți ani. Dar deocamdată o scurtă pauză publicitară și revenim.
Da, citam aici un mesaj foarte interesant. Iată un telespectator de la Mișcolț, Matei Ajrom. Ne spune, de ce nu spuneți de ce nu a fost și de cine a fost realizat primul avion supersonic? Păi de ce să nu spunem? Spunem, a fost realizat de câte englezi și americanii nu le-a dat voie să-l producă în producție de serie, englezii importând avioane supersonice prima dată de la americani. Deci iată că nici rechinii între ei nu se înțeleg. Deci această luptă pentru supremație există la toate nivelurile. Și pentru că noi suntem o emisiune dincolo de orice, vrem să fim de cultură. Iată o carte deosebită, Ramta, ghidul începătorului pentru căia realității, o introducere în învățăturile lui Ramta. De ce vă prezint? Pentru că pentru cei care le plac aceste învățături alternative, vor găsi aici răspunsuri la multe din întrebările pe care ei și le pun. S-o citiți cu plăcere, este apărută la editura MMS. Întorcându-ne la zona noastră spațială și la acest telespectator, ne-a mai întrebat, iată, un telespectator tocmai de la Baia Mare, că de ce nu vorbim și de creatorii de vehicule zburătoare românești despre care nu se mai vorbește. Deci, în afară de Vlai cu Vuia și Coardă, într-adevăr, până la finele celui al doilea război mondial, noi am avut o sumedenie de alți 30 de mari inventatori în domeniul ăsta. După 1945, avem o adevărată școală, Radu Manicatide și mulți alții care au construit avioane după război. Am modificat avioane sovietice, de exemplu, rușii ne dădeau avioane Yak-23 și ne sileau să plătim piloți care să fie învățați să zboare în Uniunea Sovietică. Și noi am luat avioanele, am trimis câțiva oameni acolo, dar cele pe care le-am luat prima dată, deci inginerii noștri le-au modificat și le-au făcut un bloc comandă. Și așa a apărut Yak-23 DC, care nici rușii nu l-aveau. Unde au învățat în țară, le-a trebuit să mai plătim aceste zboruri. L-avem pe celebrul Justin Capră, care a inventat rucsacul zburător. Este vestitul Aurel Persu, cel care a făcut cel mai aerodinamic, l-a creat, inventat, invenția românească, aerodinamic automobil, care se găsește la Muzeul Leonida. Amintea prietenul meu, Iuri. Și se știe că au fost cei de la Ford și General Motors care s-au zbătut foarte mult pentru patentul acestui automobil și nu au reușit să-l obțină. Inginerul Persu ar prefera să-l țină în România. Iată un exemplu care ar trebui să-l ia și cei de acum, pentru că avem într-adevăr un popor care știe să creeze. Avem un plus genetic care se vede și nu creăm doar pentru noi, ci pentru întreaga umanitate. Și de asta trebuie să țină cont chiar și cei care ne denigrează din când în când. Planoarele lui Iosif Schirimon, unele dintre cele mai performante planoare care au fost superioare celor care se făceau în Occident. Deci nemții, austriecii, suedezii, norvegienii, englezii cumpărau planoarea de la noi, nu de la ruși sau de la americani. Deci noi făceam cele mai performante, era școala lui Iosif Schirimon, se numeau IS, planoarele IS, spuneam de Radu Manicatide. Dacă vă veți duce la Muzeul Smithsonian, veți vedea aparatul inventat de Justin Capră, unde e dat un tip american acolo, că l-a inventat. N-are nicio legătură. Bineînțeles. Personajul ăla cu aparatul zburător care este prezentat acolo, invenție, brevet, există la OSIM, el e cunoscut internațional, dar și la un sus și pe ăsta că este al lui. Eu n-am nimic cu ei. Dar mai lăsați-mi mâinile și pe alții, că dacă stăm să vă gândiți bine, nu uitați că și stiloul care îl aveți în mână, tot de un român este inventat. Marele nostru matematician Grigore Cemoisil, care a lucrat la sisteme de calculatoare și a lucrat la, care erau folosite în sistemele de apărare antiaeriană ale tratului de la Varșovia, când a fost invitat în Canada și a prezentat la ce lucrau românii, americanii și canadienii au înțeles că noi eram cu vreo 20 de ani înaintea lor. Ciudat este că el nu mai vine de acolo, vine îmbrăcat în pardesiu de lemn. Că Moisil a murit în Canada, academician, profesor, universitar, doctor, unul din creatorii matematici românești, școlii de matematică. Deci sunt niște lucruri care, niște semne de întrebare. Asta suntem la teoria conspirației. Asta suntem aici să luăm lucrurile, să le întoarcem pe toate părțile. Nu zicem că toate lucrurile sunt la fel cum le spunem noi. Dar sperăm să vină cineva să ne le spună chiar într-adevăr cum sunt, dacă noi greșim. Conform teoriei, potrivit cărea, mai bine susținem ceva greșit decât să nu susținem nimic.
Deci aici este marea problemă. Acum am fost cumva de-a dreptul surprins. După cum știți, zilele trecute, în Dobrogea noastră strămoșească, la Făcăieni, în mod cu totul și cu totul ciudat, iată, după un deceniu și ceva, a avut loc din nou o tornadă devastatoare, tornadă care nu este recunoscută de către meteorologii români. Eu aș vrea să vă reamintesc că tornada prima care a fost la Făcăieni a ajuns să fie recunoscută, dau eu cu cărămida în piept să se vadă, că e datorită mie, pentru că eu m-am dus cu meteorologii militari și cu poze cu autobuzul, cu militarii, cu cadrele de la regimentul de la Borcea, care a fost luat pe sus și dus 20 de metri prin aer cu oamenii la bord. Și am demonstrat că a fost o tornadă și ce grad a avut tornada. Eu nu știu, plouă la Paris și să facem rea la București? Aici este marea problemă, că la noi, dacă deschideți la meteo, totul se dau numai după Paris, după știrile franceze. Aș vrea să vă reamintesc că în foarte multe emisiuni pe această temă pe care le-am făcut în calitate de specialist în război geoclimatic, am emis niște păreri. Aproape absolut toate s-au adeverit. La începutul acestui an am spus că îmi pare foarte rău că manifestările climatice din acest an vor merge spre extreme și vor fi manifestări climatice extreme care vor produce următoarele aspecte. Inundații, alunecări mari de teren, surpări, prăbușiri și ceea ce se numește micro mișcări tectonice, datorită faptului că dealurile și munții au fost bărbieriți de păduri, efectiv, ăsta este termenul. Localitățile sunt în pericol de a fi efectiv acoperite din cauza torenților de apă, de pietrișuri, grohotișuri, nisipuri și noroi care vine de pe munți și de pe dealuri. Este un fenomen care va deveni din ce în ce mai grav. Eu am avertizat că este partea de început a acestui fenomen, care va deveni un fenomen național în toate aceste localități care sunt la poalele versanților, care nu au absolut deloc vegetație. Au fost tăiați până și arbuștii care erau specifici și țineau solul, care făceau o stabilizare a solului. Acolo, în această zonă, din punct de vedere pedologic, deci al pământului, al solului, să înțeleagă lumea, acolo sunt nisipuri, pietrișuri care nu se stabilizează singure. Cur la vale, când vine apa, o iau. Și ați văzut cum case, străzi întregi în unele localități sau zone din localități, dealurile au plecat deja peste ele. Nemai pun la socoteală faptului că inexistența sistemelor de canalizare în satele și comunele noastre pe care le cunoaștem, că nu există, face ca acesta să fie supus acestui pericol de acoperire de aluviuni. Partea și mai proastă a poveștii este că acest lucru se va întâmpla și cu unele orașe care se află la poalele unor versanți. Nu vreau să se adeverească ceea ce spun, dar de la începutul anului și până în prezent, tot ceea ce am spus în acest domeniu s-a adeverit. În al doilea rând, anul acesta va fi anul cu cele mai ridicate temperaturi de la 1900 și până în prezent. De fapt, de când se fac măsurători de natură meteorologică. Aversele vor fi foarte puternice, deci ploi cu cantități foarte mari de apă, în unități de timp foarte mici, pe suprafețe foarte mici, care vor produce adevărate calamități. Ați văzut punctul 2, tornada care s-a format în zona Oradea, la Glimboca, și a trecut de acolo și spre Ungaria, ce ravagii a făcut. Deci fenomenul tornadei nu mai este un element care îl întâlneam o dată la 100 de ani. Deci în perioada de la 1900 până în anul 2000 avem două astfel de fenomene. La începutul secolului și tornada care i-am mai povestit despre ea pentru că eram copil și am văzut urmările, care a avut loc în 1964 pe tronsonul de șosea dintre Urziceni și Buzău, când au fost scoși din pământ arbori cu diametru de 60-70 de centimetri, arbori care aveau 100-100 ceva și aruncați la 10 de metri distanță. Și stratul de praf
A dus, avea între 5 și 7 cm numai praful. A urmat apoi niște ploi, în sfârșit s-a mai curățat aerul. Dar acela a fost un moment. Acum, iată, după anul 2000, avem deja două astfel de tornade. Al doilea nu-l recunoaște. Apoi, tornada de pe racul Azelm. A mai fost o tornadă undeva spre Mehedinți. Deci trebuie să înțelegem că aceste fenomene devin ceva obișnuit. Și exemplul care întotdeauna îl dau este cel cu Statele Unite. Deci la nivelul Americii, între 5 și 7 din Statele Unite ale Americii erau bântuite de tornade până la sfârșitul anilor 80. În momentul de față, doar două state nu sunt bântuite de tornade. Absolut deloc. Alaska și Hawaii. În rest, celălalt, cel puțin odată. Să nu uităm că da. Și americanii au intervenit dramatic asupra mediului. Și dacă stăm să contabilizăm aceste distrugeri, nu vorbesc de cele ale americanilor, vorbesc de cele care mă dor pe mine ca român. Vă spuneam înainte de emisiune că acum 3 zile, după mult timp, am reușit să merg într-o excursie de o zi până zona Brașovului. Am fost să văd Poiana Narciselor. Sincer, mă durea sufletul când am văzut zone întregi de pădure rase. Bun, se vedeau câțiva copaci așa la lizieră și în spatele lor zone întregi de frisate. Îți venea să urli. Și culmea, acum 2 zile s-a anunțat că în acea zi, în acea zonă au fost niște ruperi de nori cu efecte serioase asupra vieții celor care locuiesc acolo. Chiar nu ne gândim că în ritmul ăsta avem, cum să zic, o sabie reală deasupra capului. Nu? E o crimă împotriva vieții, practic, ceea ce se întâmplă, la noi. Un copac matur poate să rețină în afară de stat apa, circa 200 de litri, stabilizează solul. Exact cum spuneați mai devreme. Sunt alunecările din, nu doar cele de la Haldare Steril din Vâlcea, dacă nu mă înșel. Sunt și în alte zone. Păi acolo se știe, s-a ras, și până și ultimul copăcel, tot ce însemna verdeața acolo. Una e acest fenomen care pune viața în pericol al alunecărilor, dar este și acel fenomen de certificare. Și nu în ultimul rând trebuie să ne gândim de fapt la consecințele economice, pentru că ceea ce dumneavoastră a spus de foarte mulți ani, iată că anul trecut prin toamnă a confirmat-o un general NATO într-o declarație care a surprins mult în toamna trecută. E vorba de... Deci, te rog, frumos, mai subliază încă o dată. Deci, general al blocului nord-atlantic, da? Din care facem parte și noi. Generalul italian din NATO, Fabio Mini, care a spus cu subiect și predicat că cel de-al treilea război mondial se află în plină desfășurare. Că cea mai puternică armă care este folosită este cea care modifică clima. Și vedem, exact cum spune, lumea de azi este lovită de furtuni puternice, cu tremure majore, tsunami, alte evenimente care pot aduce moarte. Exemplul concret este tot tsunamiul produs în Indonezia în 2004. S-a știut înainte că un asemenea tsunami avea să nască în urma unui cutremur de mare intensitate, dar pentru a nu se crea panică, informația a fost ținută la secret. Conform declarațiilor generalului, cele mai mari puteri ale lumii se folosesc de aceste arme de ultimă generație, care pot modifica clima și pot induce anumite fenomene care în trecut s-ar fi petrecut doar în mod natural. Astfel, marile puteri ale lumii șantajează țările mai mici și în caz că nu se supun sau nu se respectă normele impuse, atunci sunt atacate pe această cale. Iată că aceste arme sunt considerate mai periculoase decât bombele atomice, pentru că pot extermina silențios orașe întregi. Există o expresie folosită de anglosaxoni: urmărește banii. De ce se folosesc aceste arme? Păi hai să ne gândim că
există mari producători de legume și fructe care n-au unde să-și desfacă producția. Păi unde? Hai să îi afectăm pe X, pe Y cu această teribilă armă și în acest război murdar. Exact în momentul când culturile sunt în vegetație sau pomii sunt înfloriți, aranjăm 3 zile de grindină, de frig extrem și am rezolvat problema. Cei vizați nu o să aibă legume, nu o să aibă fructe, nu o să aibă ce mânca și sunt nevoiți să importe de la noi. E un război economic. De fapt, ca toate războaiele, nu se poate spune că vreunul dintre războaiele din ultimul secol a avut un cu totul alt substrat și scop. Toate au fost economice. Iar despre aceste arme se vorbește bun, se vorbește deschis de dumneavoastră, de alți oameni curajoși și de vreo 20 de ani, dar ele sunt concepute imediat și imediat după al doilea război mondial. S-au făcut în Noua Zeelandă experimente până în 1946, s-au creat mini tsunamiuri în laborator și bineînțeles după ce această cercetare s-a dovedit că este eficientă spre scopurile destructive și că într-adevăr de rezultate de fiecare dată acest experiment tot a fost preluat de structurile militare și se lucrează la alt nivel. Înainte de cercetările de laborator care au dus la crearea acestor mini-tsunamiuri, să ne aducem aminte, a fost Wilhelm Reich, cel care a creat dispozitivele orgonice, care pe o scară redusă de adevărat putea să modifice în scopul dorit clima. Da? Venea un front de nori, îl dispersa sau îl aduna, îl compacta, îl făcea ca pe o zonă să plouă foarte puternic. Știm că Reich este, cercetările lui au fost folosite inclusiv în prima fază a proiectului Montauk. Da, atunci când s-au folosit acele baloane cu dispozitive orgonice care trebuiau să creeze niște efecte pe ozonă. Inclusiv în anii 70, dacă nu mă înșel, Zbigniew Brzezinski, consilierul american pe problemele de securitate, a scris într-o carte că tehnologia de ultimă oră va pune la dispoziția conducătorilor de state tehnici și de războaie secrete, dintre care doar foarte puține vor putea fi recunoscute că există în mod oficial. Dar iată că mai devreme spuneam de acest general NATO, italian, Fabio Mini, care a confirmat existența acestui război asimetric murdar. Aș vrea să spun că de aceea te-am și lăsat, ca să nu zică lumea că spun eu, pentru că este... Nu este prima dată, este cam a doua sau a treia oară când factori de conducere de la nivelul NATO spun acest lucru. Arată că este o realitate. Arată faptul că la conducerea țărilor acest tip de agresiune, anume agresiunea geoclimatică, nu este recunoscută și mai ales faptul că este folosită de foarte mulți. Iată, avem aici mai multe telefoane, domnul Pandele Ștefan de la Brașov, domnul Mitici, în sfârșit mai mulți, ne întreabă cu acele zgomote din zona Brăila Galați, suntem la teoria conspirației, da? Ce se întâmplă acolo? Deci, stimați telespectatori, nu e niciun fel de vrăjitorie. Acolo avem de face cu avioane supersonici ale armatei Ucrainei, care decolează de pe aerodromul de la Simferopol și de la Nicolaev, și care au fost ridicate la înălțimi stratosferice pentru a supraveghea din aer manevrele flotei Federației Ruse de la gurile Dunării și care, ca să nu-și facă probleme, au venit și au spart zidul sonic exact foarte aproape de frontiera cu România. Adică în zona județelor Cahul și Bolgrad-Izmail. Adică Izmail, Cahul, acolo, în acea zonă.
Deci avem avioanele subsonice, care zboară cu viteze de până la 1224 km la oră, deci 340 metri pe secundă, deci viteza sunetului. Avioanele supersonice, care zboară peste această viteză de 1224 km la oră. Și avioanele hipersonice, care zboară cu viteze de la 3 ori mai mult viteza sunetului, avioanele hipersonice. În momentul de față, ucrainienii au aparate de zbor care zboară cu peste 2000 de km la oră și pe care se plimbă cam pe unde vor ei. Ca să știm problema asta. La ora asta și Republica Moldova are avioane mai performante decât România, cu excepția celor care au venit acum, Second Hand din Portugalia. Avioane la mâna a doua, a treia, sau a cât au mai fi. Pentru că fregatele sunt la mâna a doua, sistemul de rachete antiaeriene Hawk la mâna a doua de la olandezi, tancurile cu sisteme de apărare antiaeriene luate de la fiare vechi de la nemți, mai continui? Nu mai continui. În timp ce ungurii au crescut bugetul armatei de două ori. Dar, stimați telespectatori, am și eu o mulțumire de chiar am fost, m-a făcut fericit. Ungurii cer să facă gard la granița cu României. Foarte bine să-l facă. Așa vor recunoaște și ei granița, că au graniță cu noi dacă vor face gardul ăla. E foarte bine. Da. Acum să revenim la războiul geoclimatic. Trebuie înțeles într-un context mai larg. Și după pauză o să dezvolt puțin, dar acum am să spun câteva lucruri care sunt esențiale. Și anume, în ceea ce se numește sau se numesc doctrinele militare ale statelor puternic industrializate, state care au armate adevărate, nu ca armata României care o pui pe stadion și mai îți rămâne loc să mai aduci și galeriile de la Rapid și de la Dinamo, au fost în ultimul timp acceptate, introduse, pregătite anumite operațiuni militare care datorită caracteristicilor tehnicii militare și armamentului folosit, tipului de specialiști, teatrului de operațiune este utilizat și mediului, au primit numele de războaie. Și am să vă spun câteva din aceste războaie. Iată, de exemplu, în domeniul virtual avem războiul informatic și războiul cibernetic, care se duce cu ajutorul calculatoarelor electronice. În mediul public, și am avut de curând două atacuri masive, apropo... Da. În mediul public, unde fiecare dintre noi ne desfășurăm activitatea, avem război informațional, unde este folosită informația. Război imagologic, unde este folosită televiziunea, cinematografia, hologramele și tot ce ține de zona asta. Războiul psihotronic, unde sunt folosite tehnicile, oamenii pregătiți în acest fel, sau oameni care au nativ capacități în acest domeniu, sau sunt amplificate aceste capacități cu ajutorul unor tehnologii. Avem războiul din complexul NBC, războiul nuclear, războiul bacteriologic, războiul chimic. Dacă luăm numai războiul bacteriologic, un singur kilogram de toxină botulinică poate omorî întreaga populație a planetei. Problema este că n-ai cum să-l răspundești ca să-i îmbolnăvești pe toți oată. Dar cam asta este problema, ca să înțelegeți cât de grav este lucrul. Avem, iată, acest tip de război folosit în ultimii 2-3 ani, războiul hibrid, care este, de fapt, un rezultat al unui război care s-a numit holotropic, deci folosirea tehnicilor războiului și luptei curente în timp de pace. Deci militari care n-au insemne, avioane neimatriculate fără insemne de stat, tehnică de luptă, mașini fără numere, oameni care nu aparțin nicărui armate, fără grade, tehnici de sabotaj, tehnici de intoxicare, dezinformare, manipulare. Asta este zona unde intrăm. Avem războiul genetic, care este un război cumplit, care nu face altceva decât prin modificări genetice, deci modificări asupra celulei, să creeze ființe care nu sunt nici în panoplia plantelor, nici în panoplia zoologică, deci animalelor, nici în panoplia oamenilor. Deci ființe cu totul altfel. Vă povesteam de acel experiment chinez care era într-un film, un vânător iese pe câmp, vede un iepure, începe să tragă după el, iepurele este puțin lovit, câinele fuge să-l prindă și pomă câinele se ridică și zboară, că de fapt era o modificare genetică și era o
modificare, deci, ca să spunem așa, un fel de hibrid între gâscan și iepure. Deci avea aripi și zbura. Nu știu cât de adevărate sunt, că nu l-am văzut cu ochii mei. Spun și era în film. Dar să uităm ce s-a întâmplat acum 2 ani la Teheran, când au apărut acei șobolani mai mari de ceva între pisică și câine. Deci șobolanul avea 3-4 kg și rodea absolut tot, de la plastic până la cabluri. Au apărut un mor subit, au dispărut un mor subit. Într-o perioadă de maximă tensiune între Statele Unite și Iran, privitor la programul nuclear. Avem război radioelectronic. Vorbeam de mai înainte de războiul cibernetico-informațional, pentru că, informatic, pentru că nu este numai cibernetic. Cibernetica este, cum a denumit-o Norbert Wiener, știința care reglează raporturile de comandă la om, mașini și, în general, organismele vii. Deci aici, ciberi, că vorbim de androizi, de ciborgi, de, s-au creat, așa zi și e un termen foarte oameni hibrizi, adică care sunt cu părți ale corpului naturale, umane, materie vie și părți care sunt electronice. Este un film și foarte multe comentarii au fost făcute pe marginea lui, pentru că s-a prezentat cum s-a sintetizat genul uman și prin nanotehnologie a fost trecut în anumite tipuri de materiale sintetice și s-a creat așa zisul om artificial care aleargă, duce greutăți în spate, lucrează la calculator, dar care nu mai are sentimente, nu are emoții, nu este legat de ceea ce înseamnă societate. Deci soldatul, robotul, practic, cel care... Doar executa. Soldatul, da, universal. Filme ca vestitul soldat universal, îmi spuneau niște niște colegi care i-am cunoscut în străinătate, că sunt de mult demodate. Adică modelul soldatul universal, care noi l-am văzut în filmele americane, e deja demodat, fiind un cu totul alt... altă etapă de dezvoltare acestei... Mă scuzați, era un articol foarte interesant, încă de acum câțiva ani l-am văzut, ceea ce înseamnă soldatul viitorului la americani, care folosește un exoschelet din titan sau alte materiale extrem de dure care amplifică puterea musculară. Casca este ceva de domeniu aparent al SF-ului, pentru că poate intra direct în legătură și poate fi stimulat de la centrul de comandă, care poate să fie la distanță foarte mare. Hrănirea se face deja la asemenea unități, că nu poți să-i spui că este un om, prin plasturi sau prin injectarea unor substanțe nutritive care să determine acest, să-l ajute pe acest așa zis soldat, că e o mașină până la urmă de luptă, să reziste zile și zile întregi în stare de potențial maxim și activitate. Iar... Da, într-adevăr, așa este. Acum o să luăm o pauză, ne întoarcem foarte rapid în studio și vom continua să discutăm despre aceste riscuri și amenințări care, iată, nu mai sunt deloc cele clasice pe care le cunoșteam. Publicitate. Iată, suntem din nou în direct. Discutam aici pe marginea celor pe care le-am prezentat mai înainte. Și în alte emisiuni viitoare vom aborda subiecte de acest fel. Așa că nu uitați că în fiecare miercuri emisiunea Teoria Conspirației, iar vinerea
emisiunea Puterile Secrete, emisiune realizată și moderată de doamna Olga Croitoru. Întorcându-ne, iată, la subiectul nostru, mai mulți telespectatori ne întreabă ce putem face în fața acestor amenințări ale naturii. Întotdeauna există o cale de ieșire și am să vă spun măcar câteva. În primul rând, va trebui ca specialiștii noștri de la institutele care se ocupă în domeniul agricol, care nu mai sunt, care au fost vândute, care au fost în domeniul pomiculturii, viticulturii, culturilor înalte, al cerealelor, să creeze acele tipuri de plante care să reziste la astfel de variații mari de temperatură. Discutam aici cu colegul meu, iată, în ultima perioadă de timp, datorită acestor variații mari, care sunt nu în termenul unei săptămâni, ci în cursul unei singure zile, de 10, 20, 15, mai multe grade, a făcut ca o mare parte din populație să devină meteosensibilă. Dacă te duci de aici până la piața Cotroceni, vei vedea că și ei l-a întrebat pe fiecare. Bal doare o mână, bal doare un picior, bal doare coloana, are probleme cu reumatismul, care nu le avea. Toate aceste lucruri sunt accelerate de către aceste condiții meteorologice care sunt deschimbătoare, datorită faptului că organismul nostru nu este pregătit la o adaptabilitate atât de rapidă la trecerile bruște, mai ales în domeniul temperaturii și presiunii. Ați văzut că simțiți în urechi variațiile de presiune. Chiar îmi spunea cineva că unii foarte sensibili au chiar și dureri la urechi. Crește și variază foarte mult, dacă vreți, presiunea sanguină. Deci foarte mulți oameni cu tensiune arterială oscilantă, care nu aveau acest lucru. Trebuie să spunem că sunt cercetări serioase făcute și pentru o oscilație de temperatură de numai 4 grade, în condiții normale, organismului ar trebui cam 2 săptămâni de adaptare. Ori asemenea schimbări de temperatură, presiune și umiditate în câteva ore, treci de la 10 grade la 30, pormăscați iarăși la 5, umiditate, presiunea la fel, efectiv biciuiesc sistemul imunitar. Practic nu se mai produce nici un schimb normal de gaze cu mediul. Este un adevărat pericol și poate asta e și o cauză a scăderii, din păcate, a populației vulnerabile. Un adevărat pericol pentru cei cu afecțiuni cardiovasculare, neurologice, care riscă foarte mult, sunt foarte multe decese subite. Uitați-vă câte salvări sunt în perioadele astea pe stradă, când au loc aceste evenimente care nu întotdeauna sunt naturale. Spuneam mai devreme de ce înseamnă loviturile, de fapt, intenția economică. Biocâmpul nostru este afectat și odată cu biocâmpul, întreaga structură fizică. Se știe că în anumite perioade de stres, că este un stres suplimentar așa ceva, biocâmpul se poate comprima, poate suferi niște fisuri, se poate deplasa, lăsând semideschis, să-i spunem, corpul fizic agresiunilor de toate tipurile, inclusiv de acest gen. Biocâmpul nostru fiind, de fapt, interfața de comunicare cu mediul. Spuneam mai devreme, nu se poate face schimbul normal de gaze, nu respirăm normal, nu ne oxigenăm normal. Sunt, în afară de afecțiunile reumatice, sunt alergii care apar și știu eu câteva persoane care dintr-o dată, fără a avea probleme, fără a mânca ceva care le dăunează, au probleme alergice și se îndoapă cu medicamente ca să poată să treacă peste această perioadă. E un fel de selecție care se face, dar se face crud și nemilos, pentru că nu toată lumea... E un fel de selecție pe principiu rezistă cine poate, scapă cine poate.
Este, nu toată lumea își permite să ia suplimente naturale, nu toată lumea poate să facă pauze de lucru. În mod normal, în aceste perioade, cu saltul de temperatură, de presiune, de umiditate, ar trebui adaptat programul de lucru la nevoile reale ale organismului. Dar nu cred că cineva își permite, nu cred că vreun patron o să spună, bă băieți, am văzut, a crescut sau a scăzut temperatura câte grade, vă văd că nu mai vă puteți concentra, că nu mai aveți randament. Se întâmplă așa ceva. Scade, clar, puterea de concentrare, sunt studii făcute, randamentul general uman este afectat. Niciunul nu o să spună, ia, faceți pauză o oră, vă odihniți puțin ca să puteți să vă continuați treaba. Sunt afecțiuni care se acutizează și te uiți în starea generală, psihică, oamenilor se vede că e brusc și pe perioade lungi chiar afectată. Uitați-vă pe stradă în aceste perioade câți oameni mai zâmbesc. Toată lumea este posomorâtă, toată lumea este irascibilă. Vă urcați într-un mijloc de transport în comun, e imposibil ca în două, trei stații să nu fie un scandal. Nu e din cauza oamenilor că sunt ei agresivi, ci pur și simplu acest stres suplimentar simt nevoia să-l descarce din această cauză. Pentru că, iată, spuneați mai devreme de efectele, cum facem plante mai bune, e absolut necesar ca să ne pregătim pentru viitor. Dar în același timp trebuie să ne pregătim și noi. Că noi ca oameni nu ne putem schimba atât de repede să trecem să facem un hibrid ceva mai puternic. Tot aceeași pentru o perioadă vom fi. Și în ultimul rând, poate facem ceva, și asta o spun cu durere, pentru ceea ce înseamnă mediul nostru de viață. Avem nevoie... E cineva care ne întreabă, zice... Și totuși, ce putem face dacă lucrurile vor evolua în sens negativ? Sunt două lucruri foarte clare pe care trebuie să le înțelegem. Nu o spun eu. Specialiștii în ceea ce se numește geoclimatică spun foarte clar că aceste fenomene atmosferice extreme vor fi din ce în ce mai des. Ele vor fi pe suprafețe din ce în ce mai mici, cu o intensitate din ce în ce mai puternică, iar pentru noi acest lucru este foarte periculos, că avem în vecinătatea noastră Marea Neagră. Sunt anumite fenomene din ceea ce numim dinamica atmosferei. Meteorologii și geofizicienii le numesc fenomene non-liniare de acumulare sau de descărcare a energiei. Deci, în mod artificial, se poate face ca milioane de metri cubi de apă într-o perioadă foarte scurtă de timp din Marea Neagră să fie ridicați și prin procesul de evaporare conduși spre concentrare în câțiva nori foarte puternici, iar aceștia pe baza curenților să fie dirijați în zone unde se producă adevărate dezastre. Sunt clasice imaginile de televiziune care au fost surprinse în fața portului Izmir, unde acele trombe marine absolut uriașe, se spune că milioane de metri cubi de apă în câteva zeci de minute au fost absorbite din Marea Neagră și purtați cine știe unde. Unde să ne amintim că, de exemplu, la Odessa a fost acel mini-tsunami, a avut 3 metri, dar nimeni nu l-a putut explica și să-i dea o cauză. Pentru că în Marea Neagră nu a fost nicio mișcare seismică, nu am avut nicio explozie artificială sau ceva care să creeze o mișcare artificială a apei, nu a fost furtună, nu a fost uragan sau ceva deosebit pe mare. Deci iată că aceste fenomene sunt dirijate. Să nu uităm acel potop care de la Varna și până de la Constanța cu 2 ani a făcut ravagii pe tot litoralul Mării Negre din partea aceasta până aproape de Odessa, iarăși. Apropo de efectul economic, știți că, sunt sigur, vă amintiți de scandalul care a fost, sau în sfârșit discuțiile, acum vreo 10 ani, când au fost inundațiile foarte puternice în Polonia, da? Și parcă s-a trasat o linie, nicio nor de ploaie n-a trecut de canalul Oder-Neisse, în Germania. Da, da. În schimb,
pe producția poloneză de cartofi a fost iremediabil și afectată. S-a deschis piața occidentală pentru acei cartofi care nu mai erau luați decât de Federația Rusă, că Federația Rusă era o mare importatoare de cartofi. Ce e așa de greu? Noi, în 2005, nu ne-a distrus toată legumicultura să se facă loc produselor din Turcia, Grecia, Cipru și zona Orientului apropiat, că trebuie spus foarte clar aceste lucruri. Și uneori nu se o face cineva de departe, ci uneori cineva chiar de aproape. Bineînțeles. Au fost scandaluri la ONU. Mexicul a acuzat la un moment dat Statele Unite că a deturnat un uragan care trebuia să lovească în California, l-a deturnat și l-a dus în Golful New Mexico și a făcut ravagii acolo. Exact. Da, acesta e, nu mai trebuie să privim statica cu 20-30 de ani. Acum omul este un actor în ceea ce se numește dinamica atmosferei. Deci introduci sau scoți energie dintr-o anumită parte și conduci într-un fel sau altul un fenomen meteo. Exemplu clasic care se dă la cei care studiază acest lucru este o zonă din Republica Populară Chineză, unde este un podiș acolo și acolo se știe precis că 6 luni pe an aproape nu plouă. Și chinezii de 30-40 de ani ce fac? Ei de iarna își programează, lansăm foarte multe rachete cu substanțe chimice și realizează ca stratul de zăpadă în acest podi să fie 3 la 5 metri în fiecare an. Așa este, de toată lumea știe. Însă acum 5 ani au greșit. Ori, că e foarte neclar dacă au greșit ei, sau au fost ajutați să greșească. Sau i-a ajutat și natura, sau i-a ajutat și alții. Cert este că la acel podi și în acel an zăpada a avut 14 metri. Deci au murit 10.000 de oameni și au fost evacuați 200.000. Nu era un record, că stratul cel mai mare de zăpadă de 94 de metri, asta e altceva în Antarctica, dar nu asta este problema. Problema este că acel strat de 14 metri, numai că în acel an aproape a distrus, a trebuit să fie construite canale colectoare noi, apa să fie dusă, pentru că solul nu putea să absorbă atât de multă apă, mai ales că la ei solul este într-un conținut foarte mare de lios. Lios e un anumit tip de nisip din care face porțelanul și care absorbe foarte greu umiditatea. Adică dacă se îmbibă la suprafață, este jumătate de metru, e tare ca piatra. Și de atunci au învățat minte și acum fac pe etape, între de jumătate de metru, de 2 metri și duc la înălțimea la care spuneați de căderile de apă, de acele milioane de litri. Să nu uităm că milioane de litri de apă care sunt concentrați pe suprafață mică de pământul de trei să cadă, pot provoca inclusiv cu tremure. Sunt acel trăgaci pentru că e o greutate foarte mare pe o suprafață mică. Și în zonele în care, de exemplu, apar cu tremure de suprafață, se știe că există falii. Ele, această greutate suplimentară care acționează pentru scurt timp, funcționează exact ca un trăgaci. După câteva zile sau poate chiar imediat, iată, a apărut dintr-o dată un cutremur de suprafață sau poate de mai mare adâncime într-o zonă în care nu se aștepta nimeni. Și atipică această manifestare pentru zona aceea sau ca în general. Este evident, dacă veți urmări cum se desfășoară aceste, să le spunem, fenomene extreme din domeniul meteorologic care sar peste limita aceea a obișnuitului, veți vedea că parcă e într-un război, cu lovituri contra lovituri. Adică vezi într-un loc, după care vezi în celălalt loc că se întâmplă ceva. Inundații, o zăpadă mai mare, o furtună, tornade. Eu am rămas cu gura căscată când să vezi, eu am fost la Hamburg, să vezi furtună la Hamburg. Păi cum să vezi furtună la Hamburg cu tornadă? Furtună, da, o vezi, dar tornadă la Hamburg, și a fost tornadă la Hamburg. Deci iată că aceste fenomene extreme devin ceva obișnuit, asta vreau să spun eu, și trebuie să înțelegem că acesta este mersul, de să fim pregătiți pentru chestia asta și cei care trebuie să ocupe cu planuri de evacuare, planuri de rezervă, cum să acționeze în caz de, și spuneam cu acele lucruri care le-ai observat și tu, această nenorocire cu despăduririle, care a schimbat clima României. Deci avem acum, vă spun eu, insecte în România care au venit datorită creșterii temperaturilor, care nu sunt de la noi și sunt purtătoare de boli. Au început să apară animale, ați văzut șacalii și alte plante din flora noastră dispar pe sute de kilometri pătrați.
tot felul de plante din flora noastră dispar efectiv pentru că nu mai au condițiile de, condiții de viață. Și pătrund alte plante, buruienoase, dinspre sud, dinspre Mediterana, care nu sunt pentru această zonă și care distrug biocenozele care sunt specifice acestui climat temperat continental pe care îl are țara noastră. Deplasarea asta de la 4 anotimpuri spre 2 anotimpuri, unul foarte cald, extrem de cald, cu fenomene extreme și unul rece, ploios și cu zăpadă pe aici, pe acolo. Povesteam acel, că dau acest exemplu pentru că l-am verificat. Acum câțiva ani, nu mai dau exemplu cine era șef în sfârșit, cu o zăpadă mare, că i-a scos pe toți și militarii la zăpadă și cineva foarte își dădea curaj, domnule, să vă luați măsuri că zăpada este foarte mare și în 2-3 zile vă avea inundații pe tot cuprinsul țării. Ar trebui, era zăpada mare. Și cu niște specialiști am ieșit și am spus, nu vor fi niciun fel de inundații. Imediat am fost catalogat, dar cine ești tu, ce spui? Și așa era, pentru că noi am studiat fulgul de zăpadă și la aceeași cantitate de apă care era, fundul era efectiv prelucrat electronic, deci era practic expandat și împărțeam stratul acela de zăpadă la 3 și aia era cantitatea reală de apă care era în magazin. În schimb, ultima zăpadă asta care a picat surprinzător în... și a afectat instalația de transport pe, da, pe cablu. Da, a fost curată. A fost foarte lipicioasă. Lipicioasă, deci am discutat cu mai mulți oameni și de prin Moldova și au spus, domne, zăpada asta este ciudată, mi-au dat telefon. Da, chiar. A fost o zăpadă. Spunea parcă are super glue. Produse chimic, da. Produse de fapt electrochimic, prin ajutorul acestor sisteme de... Și de asta au picat stâlp de electricitate, s-au rupt cabluri, au rămas localități pe întuneric. Pentru că nu este posibil, cablurile alea de zeci de ani au suportat tot felul de zăpezi, de chiciură, gheață și dintr-o dată să se rupă în stilul ăla. Și mai este cea, pentru că am să-i răspund aici, este o doamnă de undeva la Drobeta, Turnul Severin. Ne spune doamna că după războiul din Iugoslavia, în partea aceea, sunt mulți oameni care sunt... bolnavi cu boli ale căilor respiratorii, în general în zona asta. Da, doamne, pentru că în timpul războiului din Iugoslavia, timp de aproape câteva luni de zile, s-au folosit bombele cu grafit pentru scurcircuitarea uzinilor electrice, a liniilor de transport de înaltă tensiune și a tot ce înseamnă electronică, stații radio, radar, de transmisiune, televiziune. Și acel grafit l-a dus vântul dintr-o parte în alta. Și grafitul ăla nu l-a oprit frontiera. Nu l-a oprit vama la Orșova, a venit și la noi. În restul țării n-a mai ajuns, datorită Carpaților de acolo, din zonă, munților și pădurilor care a absorbit, dar populația care fiind în zona aia direct, a inhalat acel grafit. Și da, multe din afecțiunile pulmonare care au apărut în mor subit după 1999 cu războiul din Iugoslavia sunt datorate folosirea acestor grafit. Bine, s-a vorbit atunci și de bombele cu uran sărăcit. Nu mă pronunț asupra acestui lucru, asta mă întreabă doamna, deci nu mă pronunț asupra acestui lucru. Știu că asta a fost folosite în Irak, asta este altă poveste. Însă, cele care au fost folosite cu grafit este verificată și așa a fost, că așa a fost paralizat sistemul de telecomunicații al fostei Iugoslavii, spargerea ei și ruperea în actuala configurație care o are. Iată, deci, cam astea au fost câteva din problemele care am vrut să le discutăm. Am făcut o emisiune non-conformistă cu mai multe subiecte. Să știți că mai am încă cel puțin 20 de întrebări aici. Iuri mai are și el vreo 10. Eram pregătit pentru mult mai mult. Vreau să vedem și reacția telespectatorilor. O să mai facem astfel de emisiuni. În încheiere, pentru că nu pot să las asta oricum, și eu, ca majoritatea, cred că covârșitoare a românilor, am fost efectiv într-o situație foarte dificilă, pus de ceea ce s-a întâmplat la englezi, acolo, la acel spectacol, la Manchester. Dincolo de abominabila crimă, este singura dată când sunt și eu de acord cu Trump. Nu le spun monștri că îi fac să le crească inima. Ratați, da, niște ratați. Cum să omori niște copii și niște tineri lipsiți de apărare? Și te duci în zone cu trupe dacă vrei să te bați. Scoate sabia și bate-te. Dar, încă o dată, deci încă o dată subliniez ce am mai spus și în alte emisiuni. Asta este o plată a faptului că ISIS, ca și gruparea Dasha, au fost constituite pe banii Occidentului,
construiți în unități luptătoare separate la îndemnul Statelor Unite ca să-l dea jos pe Bashar al-Assad și iată că acum distrug Occidentul, ceea ce numim lumea civilizată sau cum și-o numesc ei, și care a făcut ca terorismul, actele teroriste să devină de notorietate și ceva curent. Ați văzut, Franța de luni de zile este în stare de asediu, în Belgia la fel. Astăzi a fost o alarmă și la Vatican, unde a fost Donald Trump. În Suedia, la Göteborg, da. Iarăși. Deci iată că lucrurile astea sunt din ce în ce mai grave. Terorismul a devenit efectiv ceva cotidian. Și pentru că suntem la teoria conspirației, vreau să vă spun că este prima dată la o întâlnire dintre un președinte al Statelor Unite și papă, care a durat aproape 30 de minute, se spune că 27 de minute efectiv, care nu a fost asistată de absolut nimeni. Deci numai cei doi au discutat în particular jumătate de oră ce au discutat. Bine, s-a discutat și cu secretarii și cu cine ar fi fost acolo mai mulți. Dar în particular, ca să stai de vorbă jumătate de oră, și eu dacă mă întâlnesc cu Iuri, parcă n-am mai atâta secretă să ne spunem, deci s-a discutat ceva foarte important acolo. Și nu uitați un lucru, că sunt doar câteva zile, o săptămână, două, de când au fost declarați sfinți cei doi copii cu minunea de la Fatima, când a fost la Papa Francisc dezvăluit cel al treilea, așa zis, secret de la Fatima, care știți că se spune că nu este altul decât dispariția posibilă a creștinismului. Am ajuns la sfârșitul emisiunii. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați în fiecare miercuri emisiunea Teoria Conspirației de la ora 20 la ora 22 și vă spuneam vinerea emisiunea Puterii de Secrete, emisiune realizată și moderată de doamna Olga Croitoru. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere, pe curând. Și iubiți România!